Bună seara, dragii mei telespectatori! Iată-ne din nou la Pixelul Albastru, emisiunea de revista presei, în care spicuim și arătăm părți din articolele noastre, din presa locală și din presa națională. Să începem cu cea locală. Mihaela Spiridon pe bittv.info scrie: Târgu Frumos, un oraș european cu o istorie aparte. Film documentar și promovare de succes a localității. Ia să vedem. Există oameni care iubesc locurile unde s-au născut și nu doar la modul declarativ, reușind să îi molipsească și pe cei din jur cu dragostea față de meleagurile natale, încărcate de o istorie impresionantă și tradiții străvechi. Este vorba despre ideea de a promova orașul Târgu Frumos prin intermediul unui film documentar care aduce la lumină informații unicate sau insuficient de promovate în această zonă. Primarul localității Ionel Vatamanu a finanțat din banii proprii cercetarea și realizarea acestui film în anul 2013, sub titlul Comunități Europene, cu intenția de a culege cât mai multe informații avizate și le-a transmite mai departe generațiilor ce vin. Puțin știu că acest mic orășel era de fapt o așezare foarte cunoscută, fiind în jurul anilor 1400-1800 capitala ținutului Cârligătura, zonă ce cuprinde în prezent județele Iași, Neamț și Vaslui. O caracteristică importantă a zonei este dată de diversitate etnică, surprinzătoare aici locuind români, sași, evrei, ceangăi, romi, armeni, ruși, lipoveni, precum și alte etnii mai neînsemnate ca număr. Promovarea localității face curioși și pe cei care nu au avut legătură până în prezent cu aceste meleaguri, fie că sunt români sau de altă naționalitate, motiv pentru care numele orășelului atrage deja atenția, fiind regăsit în articole care vorbesc la modul laudativ despre el și îndeamnă pe toți să îl viziteze. Un bucureștean provocat de o experiență de voluntariat, a ajuns să vorbească foarte frumos despre Târgu Frumos pe blogul său. Este vorba de Dragoș Popa, care a fost impresionat de calitățile oamenilor ce s-au născut și au crescut în aceste locuri. Un ONG din localitate, Asirius Super Tineri, a inițiat chiar o campanie de promovare a orașului, iar acest film documentar va fi lansat în cadrul festivalului Folcloristica ce va fi organizat de această asociație la Târgu Frumos în perioada 18-20 septembrie. Frumos, minunat. Pe când și Pașcani? Pentru că Pașcani s-a dezvoltat și Târgu Frumos a început istoric să decadă când s-a dezvoltat orașul Pașcani. Târgu Frumos era la o distanță egală de mers cu poștalionul de la curtea domnească de la Iași, exact o zi. De aceea târgul era foarte aproape, s-a dezvoltat în zona asta Târgu Frumos. Pentru că boierii, când erau chemați la curte de către domn, aveau timp să stea la han peste noapte în târgu și să ajungă exact la vizita din Iași foarte bine a doua zi odihniți, mergând cu carul, cu darabaua, cu căruța lor, cu ce mergeau, cu poștalionul, cum se spune. În momentul în care calea ferată s-a dezvoltat, orășelul nu a mai avut importanța necesară. Iar Pașcani a devenit un oraș, fiind centru feroviar, egal depărtat de Iași, Suceava, Bacău, Fălticeni, era la mijloc și atunci i-a crescut importanța, după 1800. Vedem aici istoria locurilor. Pe când orașul Pașcani va fi și el promovat într-un film, probabil, uite cum Ionel Vătămanu, primarul, din banii lui personali, a finanțat acest filmuleț, să ne așteptăm și la un primar din orașul nostru că face același gest, poate copie gestul ăsta. Oare nu iubește orașul nostru? Eu nu cred că este vreun edil care să nu iubească orașul nostru. Doamne, poate chiar și Neculai Rățoi, care pe vremea lui s-au tăiat fabricile din oraș. Poate și el iubește, din dragoste a făcut acest lucru, vă spun eu. Scandal din cauza unei construcții ilegale, Cătălina Filote, pe bitv.info. Doi pășcăneni se ceartă de ani buni din cauza unei construcții pe un teren închiriat de la primărie. Este vorba de fostul proprietar a unui apartament dintr-un bloc din zona Deal, Stângul Marcel, și actuala proprietară a locuinței, Nichita Aurica.
Fostul proprietar a construit pe un teren luat în chirie de la primărie prin anul 1990 un spațiu de depozitare cu beci pentru care nu are autorizație. Dar cum i-a dat atunci primăria? Cum a putut să construiască? Cum? Terenul se află în fața balconului locuinței, pe care în vremea respectivă era a lui. În urmă cu 10 ani a vândut apartamentul, dar a păstrat depozitul. Actuala proprietară a apartamentului vrea și ea să închirieze spațiul respectiv de la primărie pentru a extinde balconul. Uite interesul cum poartă fesul. A depus la poliție și la Consiliul Local numeroase plângeri prin care solicită anularea actului de închiriere, motivând că nu mai pătrunde soarele în casă din cauza construcției din fața geamurilor. Dacă n-a cumpărat, n-a văzut construcția. Primăria din Pașcani a confirmat că nu există autorizație de construcție pentru terenul respectiv, dar momentan nu este o persoană la Departamentul Patrimoniu care poate lămuri acest caz. Dar unde sunt persoanele de la Departamentul Patrimoniu? Unde sunt? Deși contractul a expirat de la începutul lunii august, construcția este încă pe spațiu verde din fața locuinței. Conflictele dintre cei doi proprietari vor dura, mai ales că nu există o persoană la primărie care să ia măsuri în aplanarea acestui conflict. Dacă însă odată așa o închiriere, o șmecherie pe sub mână, s-o găsi persoana autorizată la primărie, iar acum nu se găsește persoana autorizată la primărie? Uf, Doamne Dumnezeule, cum merg șpăgile așa pe sub masă la noi în orașul cu primăria noastră? Cum merg toate, Doamne Dumnezeule? Doamna asta oare, când nu s-a dus la primărie, îți dea și ea ceva mai mult decât odată ăla? Patrona mi-a dat degeaba, o canalizare a fost acoperită cu pavele. Mihaela Spiridon scrie pe btv.info. Hai ca să vedem și să râdem cu gura până la urechi. Ia să vedem. Situație comică la Pașcani. Polițiștii locali amendează fără a face cercetări amănunțite și culmea, vinovații nu sunt de fapt cei amendați. Ia să vedem cum s-a întâmplat, domnule. Este vorba de un caz care a intrat ieri în atenția presei, deoarece administratorul unei societăți din municipiu figurează cu o amendă de 300 de lei pentru că ar fi deversat ape uzate pe spațiu public. Ai de mine! Proprietarii restaurantului Victoria din Pașcani nu știau însă nimic de amendă. Nu li s-a adus la cunoștință situația printr-un proces verbal, aflând despre aceste chestiuni de la reporterii noștri. Ups! Dar cum dai amendă fără scrii proces verbal? Povestea este cu totul alta decât cea care pare la prima vedere. Ia să vedem. Poliția amendează, conform legii, o încălcare a unei hotărâri a Consiliului Local cu privire la gospodărirea și menținerea curățenii municipiului Pașcani, nefiind vorba de o instalație improvizată sau de dovezi prin care ar putea să fie făcută aceasta, așa zise deversare amendată de polițiști, ci de o intervenție realizată în urma unei avarii de firma cu care societatea are contract pentru furnizarea serviciilor de apă și canalizare. Deci, restaurantul Victoria a chemat firma de apă și canal de la noi, băi, rezolvați în situația. Mai mult, femeia afirmă, doamna, cred că patroneasa restaurantului, mai mult, femeia afirmă că nu există nicio instalație neautorizată sau improvizată pentru deversarea apelor uzate, că e vorba de instalația veche de zeci de ani care generează această probleme. Purtătorul de cuvânt Apa Vitală, Răzvan Manolache, în urma solicitării făcute de postul nostru de televiziune, a explicat că, într-adevăr, lucrătorii de la societate de furnizare a serviciilor de apă și canalizare au avut intervenții în zona acuzată de polițiști, în baza contractului semnat cu restaurantul, dar că nu este vorba de nicio deversare sau de o situație care să pună sub incidența legii, ci de o refulare a apei uzate din canalul ce se afla pe spațiul public, mai exact pe trotuarul din spatele terasei restaurantului. Așadar, este vorba de fapt de o avarie la rețeaua de canalizare. Păi și pentru asta, dacă ai avarie la rețeaua de canalizare, te amendează? Ce ar fi putut rezolvată doar prin intervenția lucrătorilor specializați, care pentru a ajunge însă la gura de canal și la conductă, au deplasat pavelele de pe trotuar aflat pe spațiul public. Aceste chestiuni, cum au ajuns? Ia să vedem. Aceste chestiuni erau cunoscute de polițiști care fusese prezenți la fața locului, chiar în momentul intervenției, așa cum relatează și proprietarul restaurantului, Elena Ierimie. Deci polițiștii au văzut care-i treaba, dar când au făcut procesul verbal, l-au făcut în altă limbă, nu? Constructorul care a realizat lucrarea și de amenajare a spațiului public, inclusiv trotuarul cu pricina, ar fi trebuit să asigure accesul la căminul de racord, care a fost practic acoperit cu pavele. L-au durat în bască pe constructor. Bă, aici e un canal. Lasă, mai punem pavele.
Bă, da, poate omul trebuie să-și lasă, așa că n-avem acum, n-avem timp. Facem răbdă, ori vedea ei. Când ne se umflă apa, ce, nu o să spargă? Eha! Văruit peste lichid, boda proste ca îngătit. Dorel din România. În consecință, nu e vorba de o deversare de ape uzate, ci de o defecțiune care a necesitat intervenția autorizată a unei firme specializate. Nici o lucrare de pe spațiu public fără autorizație nu poate fi vorba, pentru că nu ai nevoie de autorizație pentru a avea acces acolo unde, în mod logic, trebuia să existe această posibilitate. Așa că hai să trântim amiază. Da. Cătălin Cojocaru pe BTV.info scrie: au început de brașările, coadă la contracte pentru apă. Și pășcănenii au luat cu asalt sediul Apa Vital pentru încheierea contractelor de furnizare a serviciilor de apă și canalizare. Aceasta după ce operatorul ieșea la trecura de brașări masive în scările de bloc, unde nu există de peste un an de zile și unde contracte și unde nu a fost rezolvată această problemă. Numai în cursul zilei de astăzi au fost închise robinetele la blocurile Moldova, Scara C, M3, M4 și H2. Furnizarea a fost reluată la scurt timp după ce locatarii și-au desemnat un reprezentant de scară care a semnat contractele. De asemenea, au fost recunoscute consumurile de până acum, eșalonate la plată. În ultima săptămână de zile, numărul scărilor de bloc care au intrat în legalitate a ajuns la 310 din 416, acum și ajung toate. Iar în cartierele de case și la societăți comerciale, problema a fost rezolvată aproape în totalitate. Menționăm că majoritatea locatarilor de la bloc preferă încheierea contractelor prin intermediul reprezentanților de scară, serviciile de citire și împărțirea consumurilor de apă fiind taxate cu 5 lei pe lună. Sunt destui băieți care au autorizații și pot să facă pe reprezentantul de scară. Oamenii și-au pierdut și interesul pentru apometrele de citire la distanță, pentru că această variantă este costisitoare și nu poate fi aplicată decât dacă toți din scară sunt de acord cu aceeași soluție tehnică. Și cum la noi, la români, știți cum e vorba. Dacă e un singur român undeva, deja gândește prea mult. Dacă sunt doi, unul e turnător. Dacă sunt trei, deja n-ai nicio treabă. Unul e șef, unul e turnător, unul nu știe ce face, fiecare cu gândul lui. Deci nu. La noi, la români, dacă nu sunt, nu poți să fii toți pe scară. Că unul trebuie să fie mai așa, mai cu moți. Nu, nu-mi pun apometru de citire la distanță. Trebuie să fie așa, băi. Sau poate nu e acasă. Să o luăm pe varianta modernă. Nu e acasă, domnule, plecat în străinătate. Da. Mulți sunt plecați în străinătate și fiind aici și locuind aici, sunt plecați cu mintea în străinătate. Lotul agrocomplex, încă 5 zile de așteptare, Cătălin Cojocaru pe BTV.info. Inculpații din lotul agrocomplex așteaptă cu sufletul la gură o decizie din dosarul de corupție aflat în camera preliminară, în alte curți de casație și justiție. În cursul zilei de astăzi au avut loc un nou termen în acest dosar, iar judecătorii au admis probele depuse la dosar de avocație apărării. Soluția preliminară va fi dată peste 5 zile la începutul săptămânii viitoare. Atunci ar urma să afle dacă dosarul va fi retrimis la DNA sau va începe procesul pe fond. Ci din cauză se așteaptă să scape de acuzații pe motiv că nu au nicio vină sau măcar să le fie ridicat sechestru pus pe averile lor. Este vorba despre foștii consilieri locali din mandatul 2004-2008 care au aprobat un proiect de hotărâre inițiat de fostul primar Nicolae Roțoi pentru scutirea societății actualului edil Dumitru Pantazi, aici nu scrie, da? E Dumitru Pantazi, nu credeți că altcineva. Societății actualului edil, proiect care a fost avizat de legalitate mai întâi de secretarul Mircea Zuzan. Domnul secretar ăsta nu mai pleacă. Secretarul Mircea Zuzan, secretarul în deal, secretarul în vale, secretar la toate consiliile de administrație de pe la spital, de pe la PSA, de peste tot. Oare chiar e așa omul ăsta? Domne, omul ăsta e super, super, super pășcăneanu. Ce cu el? Nu mai scutură nimeni? Cât și de serviciile și comisiile de specialitate. Menționăm că în acest dosar sunt implicați și câțiva funcționari publici din primăria Pașcan, printre care și secretarul iar Mircea Zuzan, care au fost suspendați din funcție pentru acte de corupție. Au fost suspendați, dar ei se dau nesuspendați, nu știu cum. Primăria Pașcan s-a constituit parte civilă pentru recuperarea datoriei, estimată la peste 2 milioane de lei. Dana Ursuleasa scrie despre pe BTV.info și a tăiat burta cu flexul. Și e vorba de un accident acasă, casnic, dar accident de muncă cumva. Pentru că muncea omul respectiv, nu că nu se poate accident de muncă, adică numai dacă
ai pe cineva la lucru, în casă. Elicopterul Smurd a fost solicitat într-o comună din Hârlău pentru a transporta în cel mai scurt timp la spitalul de urgențe din Iași un bărbat care și-a tăiat burta și o parte din organele interne cu flexul. Medicii nu se pot pronunța asupra evoluției stării de sănătate a bărbatului. Neatenția l-a adus aproape de moarte pe un bărbat în vârstă de 40 de ani din comuna Deleni, Hârlău. Acesta s-a apucat să taie cu flexul prin gospodărie, iar pentru că se afla sub influența băuturilor alcoolice, să știți că dacă, dragii mei, care lucrați cu aparate de sudură, cu flexuri, cu toate alea, aparate electrice prin casă, dacă sunteți amețiți și sunteți băuți, nu înseamnă că alea funcționează mai bine. Și nu înseamnă că numai la serviciu nu ai voie să bei, ci nici acasă. Dacă vrei să lucrezi cu flex sau cu drujbă sau cu altceva, poți să-ți dai cu ea în cap fiind beat. Da, și să mori o leacă sau să stai ceva care să te ducă la moarte. Așa, aflat sub influența băuturilor alcoolice, s-a secționat abdomenul, ajungând până la organele interne pe care le-a perforat. Aici scrie pe care le-a performat. Da, n-am ursulea asta. Te rog eu, scrie pe ei. Da. Nenorocirea a fost văzută de către rude care au sunat de urgență la 112 pentru ajutor. Elicopterul Smurd a venit în comună pentru a-l transporta în cel mai scurt timp la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași. Când făceam cursurile de evaluator de risc, spuneau profesorii mei de acolo că cele mai multe accidente se petrec în gospodărie. Mult mai multe decât accidentele de muncă. Deci așa că, dragii mei, puneți-vă mânuși de protecție, puneți-vă ochelari de protecție, puneți-vă, dacă aveți cum, ceva pe cap. Lucrați ca și cum ați lucra la fabrică. Protejați-vă sănătatea voastră, dragii mei, și nu beți și vă apucați de treabă. Nu, alea că amețăt, ai curaj că vrei să tai tu nu știu ce. Te urci pe scară, eventual, cazi de la vreo 5 metri și toate astea. Da, asta o spun așa pentru cetățeanul care atunci când are un pahar la cap, atunci e mai harnic. Mai bine să odihnească un pic și după aceea. Pe newspașcan.com Ema Roma scrie, atenție Pașcane, societatea de salubritate va colecta selectiv deșeurile din Pașcane. Iupii, mi-am zis! Dar când citesc, vedem așa. Consiliul Local Pașcane a propus conducerii societății Ecosalubritate o nouă măsură pentru gestionarea și deșeurilor din municipiul nostru, iar urma să fie implementată în perioada următoare, dar nu spune perioada, deci perioada următoare poate să fie și în următorii 10 ani. În ședința de Consiliu Local, la începutul acestei săptămâni, în contextul în care era dezbătut proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare, au apărut și propuneri de îmbunătățire a acestuia. Mai exact, unii consilieri au salutat inițiativa de colectare selectivă a deșeurilor, ceea ce am vorbit eu la emisiune când vorbeam despre salubritate de foarte multe ori. Și au adus în completare precizarea că este necesar ca și transportul să fie selectiv. Am să mai spun și astăzi. În momentul în care ai tomberoanele separate pentru fiecare categorie de deșeuri, trebuie să faci și transportul separat pentru că altfel vom ajunge iarăși ca și acum câțiva ani de zile. Avem tomberoane separate și venea mașina de gunoi și le punea la un loc și pleca. Vă dați seama ce impact are asupra oamenilor care nu mai sunt motivați și le aruncă separat? A fost părerea lui Marius Pintilie. Păi Marius Pintilie a mai fost un pic prin Italia și a văzut cam cum fac occidentalii. Deci le pun separat. Și au zile separate de strâns gunoiul în funcție de tipul de gunoi. Simplu. Ca să n-ai 7 mașini. Ai una. Dar marța culegi gunoiul menajer, miercurea culegi cartoanele și hârtiile și deșeurile de maculatură, joia culegi sticlele și poftim, vinerea culegi și merge mașinuța aia de gunoi în fiecare zi. Dimineața până în ora 4. Frumos. Noaptea, de la 12 până la 4, se strângea gunoiul. N-avea rost să strângă ziua. Mai nu, și noi mai învățăm, băi, mai tragem cu ochii peste hotare, să vedem cum fac aia, băi, aia sunt mai deștepți. Hai să facem și noi la fel. Ideea vine ca urmare a faptului că o astfel de manipulare a deșeurilor ar face ca și destinația lor să fie pe categorii și nu la oaltă, așa cum se întâmplă până acum. Păi poate nu o să transportăm sute de tone și să plătim mult pentru transport. Poate aici pe platformă frumos, undeva unde un mare ștab de prin Iași și-a făcut așa ceva, un depozit, care trebuia să facă ceva cu gunoiul și n-a mai făcut. Și de la noi s-au dus
de pe la primărie și au văzut că tot prinde gunoiul pe acolo și ceva, poate în depozitele alea depozităm, de exemplu, hârtie. Până când facem contract, noi ca primărie, ca serviciu de salubritate de la noi, contract cu o firmă care e interesată de hârtia aia. Cum odată ce era Letea Bacău. Nu mai știu dacă nu a murit Letea Bacău, dar probabil mai sunt fabrici care vor maculatura aia și dau bani pentru ea. Nu? Decât să dăm noi bani să transportăm la Țuțora. Nu-i mai degrabă să primim bani pentru maculatură, de exemplu, sau pentru sticlă. Să primim bani. Să o depozităm sticla undeva unde e de depozitat sticlă. Nu? Și primim bani pentru sticlă. Nu dăm bani să o transportăm la Țuțora. Nu. Bani să dăm să transportăm la Țuțora numai pentru deșeurile menajere. Alea care putrezesc. Nu sticla, nu hârtia, nu plasticul, nu metalul, cutiile de toate, de bere și de sucuri. Din, sau cutiile de conserve. Nu, alea la metal. Măsura poate fi una de bun augur, dar dacă cetățenii municipiului vor avea posibilitatea să le depoziteze selectiv gunoiul, peturile, cartoane sau recipientele din aluminiu la centralele de colectare al operatorului local, bla 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 bla. Eu credeam că deja le-au și dat un termen. Băi, până pe data de începe să colectați selectiv. Nu, văd că noi nu vrem să învățăm de la ceilalți mai mari a noștri europeni, care s-au învățat, știți? Dar mie îmi place, de exemplu, au început de branșările coadra contracte pentru apă, vedem ceea ce am spus eu la multe emisiuni, că nu există popor civilizat, ci există popor amendat. Deci civilizația, până la urma urmei, se face și cu mica, mare amendă. Dom'le, ai aruncat gunoi pe stradă, te amendează. Știți cum vin românii noștri, dom'le, cum e în Germania de curat, dom'le, dar și când a aruncat cineva jos, pac, se duce celălalt, copilul ăla de neamț s-a dus, s-a luat hârtiuța, l-a tras pe-a nostru de mânicuță și a spus, este acolo gunoi. Da, 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 părinții lui au fost amendați înainte. Și când au fost amendați și au scos sălărelul din buzunar și l-au dat pe amendă pentru că a aruncat chiștocul de țigară sau a aruncat gunoiul, sau a scuipat semințe pe stradă, la ei nici nu este cu scuipatul de semințe, dar ceva în genul ăsta, când l-a amendat, i-a spus copilului, ho, 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 Nicușor, Dudu, sau cum îl cheamă pe copil, Hans, tăticule, tu nu arunca, nu fă ca tata. Uite ce amendă tare o tras tata aici, nici nu mai bea o bere, nici ții nu-ți mai cumpăr jocuri noi la laptop. Ce să-i faci? Nu arunca pe stradă, că mai plătești și tata o amendă și îți vând și laptopul, știi? E cam așa. Popor civilizat se face întâi fiind amendat. Pentru că civilizația cam așa s-a impus. Acolo unde a mers din dragoste, din pioșenie, din suflet și din... Până când și la biserică te duci, te spovedești și îți dă canon. Deci din dragoste, din pioșenie, din totul, da? Vii la acolo la poala popii și îi spui, părinte, Doamne, uite ce m-a pus, Doamne, Doamne, că vorbești cu Dumnezeu. Părintele e doar imițătorul, știi, prin care tu vorbești cu Dumnezeu, e doar portavocea. El e canalul de așezare a rugăciunilor tale la Dumnezeu. Și îi spui, Doamne, uite ce am făcut, ce face părintele? Îți dă canon, din dreptare. Deci îți dă o amendă, ca să te îndrepți. Așa și civilizația noastră, se clădește pe o amendă. Dacă vrem să fim civilizați, să strângem gunoiul selectiv, să avem contracte la apă și să plătim pentru serviciu, să facem de toate curat și bine și frumos, e, până dacă deviem așa, o să fim amendați. Dacă nu, mergem pe șoseaua dreaptă, linia dreaptă, ați văzut, în vale, pe ce feriștilor, frumos, locuri de parcare, tot. Cine a tras mașina de ahoarța ca până acum așa, ca pe Maidan, a venit, i-a scos bănuțul din buzunar. Ne învață încet, încet civilizația, ne învață să fim oameni civilizați. Ne învață să fim ca adevărații aia occidentali. Dom'le, ce curat e la ei și ce bine și se respectă. Vom învăța mai greu, vom învăța mai ușor, depinde de noi. Principalul este că să învățăm. Și să acceptăm așa niște valori frumoase, la care aderăm și noi. Ne place când mergem în partea aia altă, da? Când mergem așa prin Italia din Nord, când mergem prin
prin Spania, prin Marea Britanie, nici nu mai zic, prin Germania, prin Elveția, domne, când au, prin Norvegia, Suedia, nici nu mai spunem, acolo, deja prin Suedia și Norvegia, îmi spun colegi care sunt pe acolo, dacă te-au văzut că ai luat o sticlă de vodcă de 2 litri sau de 1 litru, deja își face întrebări. Dacă te-au văzut că ai luat-o și a doua seară, deja au anunțat aia de la supermarket de acolo, o anunța poliția. Bă, ăsta nu știu ce face, dar cam bea în fiecare seară. Adică și mult. Ei, nu spune nimeni să nu așa, da. Au și eu măsură, o chestie. Și fii atent la ce? Să nu consumi alcool mai mult. Da? Românașul nostru... Ah, până ce nu i-a mărțit o leacă, nu se lasă. Da, vedeți? Stilul de Occident. Stilul de civilizație occidentală. Așa. Pentru muncă, pentru, vom vorbi și după pauză, pentru muncă, pentru valorificarea muncii, pentru plata muncii, bine plătită munca, bine reglementată raporturile patronat, sindicat, patronat și angajator, angajat, totul. Ne place ca acolo. Dom'le, s-au respectat regulile. Uite, dom'le, a folosit echipament de protecție. Ai văzut tu când te-ai dus la neamțul ăla acasă că și-a pus mănușile și-a dat cu mătura? Dom'le, cum să-și pună mănușile? Dom'le, punem așa. E, uite că el s-a învățat să folosească echipament de protecție chiar și în gospodărie. Domnilor, civilizația asta nu se învață greu. Se învață chiar foarte frumos și foarte bine. Și e bine să o promovăm și să dezvoltăm și în copiii noștri. Și să mergem mai departe. Să o acceptăm în sufletul nostru că e bună. Valorile ei bune, să le acceptăm. Ce nu este bine, să nu, să refuzăm. Dar ce este bine? Curățenie, hărnicie, respect, punctualitate. Astea sunt niște lucruri care ar trebui să fie de acum, de 25 de ani de când am intrat în democrație și ar trebui de acum să le avem genetic. Hai să luăm puțină pauză, pentru că s-a făcut de pauză publicitară. Vorbim după, că avem de unde. Pauză, te rog. Cosarom. Savurează diferența. Brutăria Țac Țac. De aproape două decenii reușim să facem ca produsele noastre să fie asociate sunetului atât de cunoscut al morii. Țac Țac însoțește cu pasiune și răbdare tot ceea ce știți că se învârte mai bine într-o brutărie cu adevărat domnească. Vă așteptăm să prindeți miresmele cuptoarelor unde pâinea și produsele de patiserie poartă pecetea domnească la brutăria Țac Țac. Autotranscom, cel mai nou service auto din Pașcani, te așteaptă cu cele mai noi echipamente de înaltă precizie și performanță. Nou la Autotranscom Pașcani, atelier de vopsitorie și tinichigerie auto, redresări caroserii, îndreptări și înlocuiri elemente caroserie, schimbări de parbrize și lunete, operații de întreținere, vopsire parțială sau totală cu vopsea normală, metalizată sau perlată. Autotranscom Pașcani a deschis centrul zonal de daune. Consiliere gratuită la deschiderea dosarului de daună. Serviciu de tractare a autoturismului avariat. Autoturism de schimb pentru perioada reparației daunei. Ne găsiți pe strada Moldovei numărul 67 la ieșirea spre Suceava și la numerele de telefon 0232 710 602 și 0720 050 640. În
cămin fericit înseamnă liniște. Cu tâmplăria PVC Tomplast ești ferit de orice disconfort, praf, zgomot sau frig. Sună acum la 0722-661-485 și ai 25% reducere. Transportul, montajul, sticla 4S și plasa pentru insecte sunt gratuite. Tomplast, pentru un cămin fericit. Încă de la început am propus să oferim clienților noștri produse de calitate, la prețuri cât mai mici, la fel ca și în supermarketuri. Diferența este că magazinele noastre sunt amplasate aproape de casa ta, în zona în care locuiești. Deținem o platformă logistică proprie de distribuție pentru a achiziționa cantități mari de produse, așa încât să putem oferi clienților cele mai mici prețuri. Lorimer Market, comod și ieftin, aproape de casă. Dacă aveți nevoie de ferestre și uși, TGI Termpașcan oferă cel mai bun raport preț-calitate. În showroom-ul deschis de curând pe strada Ștefan cel Mare din Pașcan găsiți o gamă diversă de uși de interior și exterior fabricate din materiale de primă calitate. Ferestre din PVC cu 2 sau 3 straturi de izolare termică și fonică superioară, fațade rezistente la condițiile atmosferice, prețuri de producător, calitate garantată. Fabrica de ferestre și uși TGI Term, partener VECA. Pentru relații și comenzi ne găsiți la numerele 0232711988 0722433503 sau pe pagina de internet tgitern.ro. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Bine am revenit în emisiune, dragii mei telespectatori. Mă uit pe realitatea.net și văd două știri. Criza imigranților, Rareș Bogdan spune. România se uită șocată, Iohannis, Ponta, voci diferite. Jurnalistul Realitatea TV, Rareș Bogdan, a comentat reacțiile liderilor din România în legătură cu criza imigranților. România se uită șocată, sunt 3 voci diferite. E vocea fostului președinte, vocea președintelui și vocea premierului, fiecare cântând într-un mod diferit. În primul rând, pe vocea fostului președinte, eu n-aș pune nici măcar 3 lei, așa, cât te duci și dai la un cerșetor în fața bisericii, pentru că n-are rost. Iar a venit acum pe un trend din ăla populist-xenofob. A, ce să caute? Bă, stai cu minte. A, stai liniștit. Că pe timpul cât ai fost tu președintele țării și ai tăiat salarii, românii au fost imigranți în Occident. A crescut migrația din români în Occident. Deci tu acum să vii tu și să ne dai lecție cum să primim noi pe alții sau să nu-i primim, e jenant și rușinos. Deci asta am vorbit cu domnul Băsescu, ca să nu credeți că... Așa. Domnul Iohannis, nu știu, parcă nu-i consiliat acum nici de o culoare. Domnul Orban Leonard vorbește din păreri personale, ministrul de externe care trebuie să fie așa cu președinția... Își dă cu părerea despre Schengen, Aurescu, domnul Aurescu. E foarte bun omul. Este și știri pe realitatea.net. Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat miercuri că aderarea României la spațiul Schengen reprezintă un mod de a spori securitatea acestui spațiu, precizând că țara noastră acționează deja ca membru de facto al Schengen. Mai mult, omologul său slovac, Miroslav Lajac, a declarat în cadrul unei conferințe comună că Slovacia sprijină în continuare aderarea României la Schengen și bla bla și bla bla. Ce putem face noi acum? A, și Ponta vine, domnul Ponta, parcă e omul islamului. Ponta s-a dus în Turcia și s-a operat acolo, gata, și a venit cu proiect de moschei. După o lună, două, după ce a fost cu proiectul de moschei, pac, el primește, imigrant, facem, noi putem. 1700 de oameni. Mulți, ce vreau să vă spun, dragii mei, 1700 de oameni. Dacă ne uităm așa pe imagini, foarte mulți bărbați, pe aici, pe acolo, femei și copii. Copiii eventual sunt fotografiați dacă se întâmplă ceva rău. Cum s-a găsit un copil pe plaja aia din Turcia sau de undeva, probabil o căzut în mare și o murit și gata, fotografii pe toată lumea, pe tot mapamondul, cu o nenorocire a unei familii. Criza
imigranților. Vreau să vă spun un lucru. Acești imigranți sunt musulmani. Sunt din zonă, ori Africa de Nord, ori Orientul Mijlociu. Siria, Liban, Libia, Egipt, Algeria și Tunis. De acolo pe unde s-au mai pus bombe, s-au mai războit între ei, unde s-au mai făcut califatul ăsta, ISIS, de unde, și tot așa, din zone de conflict musulmani. Dacă ar fi vorba ca acești musulmani să vrea o viață mai bună, păi au o viață mai bună foarte bine în califatele lor de acolo bogate, în Arabia Saudită, în Qatar, în Kuwait. Sunt emirate foarte, și ar putea să atragă imigranți. Sunt musulmani la fel ca ei. Vorbesc aceeași limbă cu ei. Cultural sunt la fel ca ei. Sunt europeni care se duc și muncesc acolo pe salarii bune. Deci ca să ducă ăștia ar putea găsi acolo locuri de muncă foarte multe. Dar ei, vedeți, nu se duc tot în spațiu musulman. Ei vin în spațiul nostru european. De ce? Nu știm. Unii se uită așa pe fotografii și văd că sunt foarte mulți bărbați și bine îmbrăcați, nu știu ce, oricum îngrijit îmbrăcați și foarte mulți bărbați. Și spun, domnule, ăștia să vedeți că o să facă, sunt armata ISIS, sunt armata Al-Qaeda, sunt armata, așa sunt instruiți. Eu nu cred că sunt instruiți sau nu sunt instruiți, sau nu pot să-mi dau așa cu părerea. Cert este că cultura musulmană este diferită de cultura creștină. Păi în cultura musulmană nu merge femeia așa și ia copiii după ei și se duce singură să-și caute de lucru. Nu, s-au dus întâi bărbații. Dacă vor să găsească un loc stabil, se duc întâi bărbații. Stabilesc ei acolo, muncesc ei și trimit la familiile de acolo din țară. Câte soții au fiecare, nu știm. La ei este valabilă poligamia, adică așa le dă Allah voie să se căsătorească cu atâtea femei cât pot întreține. Dacă poți să întreții 3 femei, e bine, dacă poți să întreții 7, e bine, dacă poți să întreții doar una, e bine. Dacă nu poți niciuna, stai singur. Asta spune legea lor, coranică. Deci aici nu vedem faptul că sunt foarte mulți bărbați prin vai de mine ăștia s-o armată. Nu. Cultura lor spune că în primul rând deschizătorul de drumuri este bărbatul. S-a stabilit bine, își cheamă și familia. Eventual un frate îi aduce și soția. De aia când văd pe domnul Ponta că spune 1700 de refugiați putem să... Bă, omule, tu ai citit așa măcar așa din cultura ta generală să vezi cum lucrează ăștia? Păi 1700 de oameni, dacă tu i-ai făcut acum cu dreptul de a ședea în România, păi înmulțește așa cu măcar cu 4. Măcar cu 4 să vezi cam în primul an câți vin. Pentru că îi vine și soția și îi vine și fratele care îi aduce soția și o aduce și pe soția lui și măcar cu 4 am spus că poți să mulțești sigur și lejer cu 8 că vin și copiii. Deci în 2 ani de zile 1700 ori 8 sau 10 ia ca să 17.000 așa pe ușor și ăștia nu mai pleacă. Pentru că n-au unde să duce. N-au unde să duce. Și vedem pe Ponta deodată așa. Nu-mi place nici xenofobia lui Băsescu, dar nu-mi place nici deschiderea asta așa prea tare la islam a lui Ponta. Adică noi suntem totuși o țară creștină. Ne-am păstrat credința chiar și pe timpul comunismului. Nu spun să nu fim toleranți cu alții de altă religie, nici într-un caz. Dar deodată așa o deschidere, hai moschei în România când noi avem musulmanii noștri. Și am trăit o istorie cu ei și avem, au altfel de cultură musulmanii noștri. Musulmanii din Siria, nu știu, ca dacă au trecut pe lângă ISIS așa, nu știu ce cultură au și cum au și ce apetit pentru a promova un alt fel de islam. Nu știm. Nu putem face experimente așa pe țara noastră. Adică totuși un brâncoveanu a murit, tăiat capul și lui și copiilor săi și sfetnicului său Ianachi. Și sunt sfinți. Pentru că au apărat aici creștinismul nostru. Ștefan cel Mare
Hai, să o luăm așa. Ștefan cel Mare a apărat așa cu pieptul lui. Mihai Viteazul nu mai spun. Era privit ca un apostol cu sabia în dreapta și cu Evanghelia în stânga la piept de către popoarele din sudul Dunării. Că veneau să alunge islamul, sub care el erau. Atunci era sultanul, otoman, dar era o formă de islam. Și noi atunci ne apăram valorile noastre, europene, creștine, și acum venim, hai să ne deschidem. Ne deschidem, nu pot să spun că nu, dar ce formă de școală îi dai acelui tânăr? Deci noi nu avem, acum închidem școli că avem 200 de elevi, că nu avem, ne uităm pe buget dacă să mărim salariul la profesor sau nu, dacă să mărim salariul la medici sau nu, dar bă, da, primim așa pentru viitorii 2 ani de zile încă 20-30 de mii de oameni care nu le știi nici măcar limba, nu le știi nici măcar obiceiurile ca lumea, nu le știi cum, nu știi cum acționează față de sistemul nostru. La noi subvenționa sistemul de stat și de învățământ și de sănătate, e subvenționat. Și e subvenționat în puțin. Nu că, de acum e făcut ca lumea să bagă investiții în sistem de dudui. Nu! E așa, la limită. Și noi acum vom încerca să acceptăm niște copii care nu ne cunosc limba, să-i acceptăm în școala noastră. Cum? Cum? Am avut mai, uite, anul trecut, un domn care venea să se scoată religia din școli. Ăștia vor veni să se predea religia lor în școli, islamică și eventual așa, mai la calașaria, ca la legii, ca la legea coranică. Ei, cum facem, domnul Ponta? Cum? Da, nemții spun, luăm 800 de mii. Bă, dar au cheltuielile lor, au banii lor, au puterea lor economică. Noi ce avem? Noi avem jumătate de populație de tineri români, imigranți la rândul lor. Muncesc peste hotare în Occident. Să câștige și să trimită banii încoace. Deci, noi forța noastră de muncă nu o avem aici, o avem acolo. Și noi suntem darnici. Deschidem ușa. Ce ne facem aici? Știm și judecăm ce putem să facem și ce nu putem să facem? Pentru ce așa deschideri importante? Noi nu avem bani să ne terminăm nouă catedrala noastră, care vrea să o ridice Daniel. Catedrala Înălțării Neamului Românesc. Facem o moschee pentru nu știu ce. Nu e bine ceea ce ne deschidem noi prea tare. Nu spunem să nu dăm ajutor oamenilor de acolo. Dar ați văzut premierul slovac ce a spus. Să tratăm cauza acolo unde este. Pentru că vreau să vă, și în câteva minute vă mai rețin. Libia, înainte de a-l omorâ pe Gaddafi, a avut cel mai bun sistem de învățământ. Gratuit totul. Cel mai bun sistem de sănătate. Gratuit totul. O soră medicală în Libia lua $1,000 pe lună. Profesorii în Libia erau plătiți foarte bine. Tinerii, dacă se căsătoreau, aveau 65.000 de euro de dolari de la stat ca să-și cumpere locuință. Nu aveau voie să vândă locuințele. Tineri, dacă luau la facultate în Occident, li se plătea bursă 1.000 de euro pe an și plus li se dădea o mașină, cadou de către stat. Deci era un sistem bine pus la punct în Libia. Pentru ce s-a distrus acel sistem? Ca să-i facă pe oameni transfugi. Cine a distrus acel sistem? Cine vrea să ne distrugă și sistemul nostru fragil? Pentru că, vedeți voi, în Libia oamenii aia trăiau bine. Trăiau mai bine decât noi acum, aici. Și ne vom deschide larg unei populații pe care nu o înțelegem. Unde vom pune la muncă? Unde? Că avem noi nevoie de muncă. Nu ne deschidem nouă autostrăzile, să muncească românii noștri în construcția autostrăzilor. Să mai vină și ei aici
și să nu-ți găsească nici aici rostul și să facem așa, pungi de conflict. Asta ne trebuie nouă, domnul Ponta. Asta ne trebuie nouă. Și domnul Iohannis tace. Pune niște oameni așa să vorbească de pe pereți. N-are o logică, un fir, să iasă și el cumva. Domnule, îmi iau o poziție. Da, nu, mă dau după Angela Merkel. Bun, o iau așa, știu eu, ca Ponta. Deschidem țara. Bun. Dacă nu, xenofob, ca băse. Păi, nu e de... Ceva, să spună și el pe gurița lui ceva despre această situație. Ce să facem noi aici în România? Eu zic că e bine să facem în România ce e bine pentru român. Investiții în România, să ne creștem aici copiii, să-i educăm corect și să le imprimăm în mintea și sufletul lor valori morale înalte și după ce ne creăm noi standardul nostru de viață bun, putem să primim și musafiri. Până atunci, unde îi primim? Da, eu sunt un mic cetățean care vorbesc la televizor. Asta am vrut să vă transmit dumneavoastră, cetățenilor care mă ascultați aici la televiziunea noastră mică. Să ne dea Dumnezeu să ne dea pace și înțelepciune, înțelepciunea românului cea de pe urmă, care este totul vine de la sine. O seară frumoasă, la revedere!